Bună ziua! În acest scurt video vreau să vă prezint o variantă foarte atrăgătoare de spot LED pe șină, o variantă disponibilă în două culori ale corpului, pe negru, după cum poate fi observat în poza aceasta, și pe alb, cum avem la interiorul acestui spot. Este un spot LED compatibil cu șina trifazică sau șina dublă, cum o mai denumesc unii, de mici dimensiuni, realizat integral din aluminiu și cu dulie GU10. Ce-l face atrăgător pe acest spot sunt mai multe lucruri, printre care putem enumera. Avem odată modul în care este realizat și construit, structura fiind făcută din aluminiu integral, cu excepția acestui conector de plastic. Finisajele de o calitate superioară, după cum puteți observa, dacă se poate observa în poze, veți vedea că e puțin poros, foarte asemănător cu tavanul, cam asta s-a dorit, nu este acel alb lucios. Avem dispersorul acesta tip fagure, care în momentul în care becul nu este aprins, veți putea vedea interiorul spotului, să spunem așa, iar în momentul în care veți privi din lateral, tot spotul se va vedea negru, ceva de genul acesta. Este un efect foarte interesant, foarte apreciat, mai sunt câteva modele de spoturi LED încastrate cu acest efect. Nouă ne place foarte mult și clienților care au comandat acest model le-a plăcut felul în care se vede. Este un spot LED de mici dimensiuni, pretabil atât pentru zonele cu activitate comercială, cât și în zonele rezidențiale, să spunem așa, un living, un dormitor, un dressing, etc. La interior, după cum puteți observa, avem dulia cu GU10, fapt ce ne permite să montăm orice tip de bec LED dorit, să respecte această cerință, această dulie de GU10 și totodată să înlocuim în caz de servisare sau altele. În partea asta avem reflectorul și sistemul de prindere al spotului. La nivel de bec, eu întotdeauna vă recomand să mergeți pe o variantă profesională, întrucât becurile în general ele se împart, sunt de două calități. Sunt cele economice și cele, să spunem noi, profesionale. Cele economice se ard destul de repede din experiența noastră, nu sunt produse tocmai fiabile, iar când ajungi să locuiești 2-3 bucăți de spot, 2-3 bucăți de becuri, ajungi la concluzia că mai bine mergeai pe o variantă profesională și nu le schimbai destul de ocazional. Pentru acest lucru, noi mergem tot cu o variantă de bec, cu un indice de redare a culorii de crâi 85, un indice destul de bun pentru un bec și arată cam așa. Are această lupă care amplifică efectul de lumină, totodată o construcție solidă față de alte becuri și un unghi de redare a culorii de 60 de grade, ceea ce face ca acest corp să aibă o lumină acoperitoare în încăpere. Montajul este destul de simplu, se introduce becul LED în interiorul acestui suport, se rotește și se înfiletează partea din exterior. Bun, acesta este spotul. Sper că v-a plăcut acest model. Nouă ne place foarte mult, suntem foarte încântați. Am interacționat de câteva ori cu acest model. Acum am considerat de cuvință că ar fi cazul să-i facem și un video de prezentare, întrucât tot mai mulți oameni au întrebat de acest model, cum arată, astfel îl prezentăm. Așa se va vedea. Sper că acest model este pe gustul dumneavoastră. În cazul în care doriți să vedeți și alte modele pe care noi le avem, vă rugăm intrați pe site-ul velta.ro. Eu sunt Ioan și vă doresc o zi excelentă. Numai bine!